2 ani și 2 luni au trecut de când Panțărul nu a mai jucat un meci oficial. Colegul Șut l-a accidentat într-o partidă cu Șepși. Eu n-am fost supărat pe el nicio clipă. Știe foarte bine că relația dintre noi a fost una foarte bună și chiar suntem prieteni, mai mult decât colegi de echipă. Nu știu câte mesaje am dat, dar îi dădeam pentru că voiam să știu mereu cum e, voiam să, în primul rând, chiar îmi doream să înțeleagă că n-am avut nicio intenție și chiar regret ceea ce s-a întâmplat. Șut a fost alături de colegul său în cele mai grele momente. Acum Panțărul se antrenează din nou alături de colegii săi și abia așteaptă un meci oficial. În primul rând, el e puternic și cred că singur putea să lupte, dar eu am încercat să vorbesc cu el, să-i zic că probabil e normal să mai aibă dureri, să încerc să-l ajut cumva. Dureri foarte mari. Nu m-am gândit niciodată că o să am asemenea dureri, pentru că eu chiar n-am avut nimic niciodată.